Puține lucruri sunt mai importante în tranzacționarea la bursă, în asumarea postului de investitor, decât capacitatea de a-mi controla impulsurile emoționale și de a adopta un ritm și o disciplină. Oricât de mult și divers aș învăța și aș asimila, indiferent de efortul masiv depus în crearea unei strategii de investiții, absolut totul se năruie în fața impulsului, a emoției, în fața panicii sau lăcomiei. Există o serie întreagă de sisteme de tranzacționare bazate pe cele mai simple reguli cu putință, care funcționează și sunt profitabile dacă sunt respectate și urmate o perioadă suficient de îndelungată de timp. Însă marea majoritate dintre noi tindem să abandonăm mai devreme sau mai târziu regulile, iar odată căzuți în această tentație, tot sistemul eșuează la oaltă cu disciplina autoimpusă. Pentru a limita impactul emoțional în activitatea de tranzacționare, trebuie, ca investitor, să mă deprind să îndeplinesc cu timpul cât mai multe din următoarele condiții. Unul la mână. Să-mi construiesc o strategie de investire cât mai simplă și cât mai ușor de urmat și să o testez în cât mai multe ipostaze ale pieței, ca să câștig încredere în ea. De genul, cumpăr o acțiune când depășește maxima ultimelor 4 săptămâni sau când prețul coboară la cel mai mic nivel la care și-a revenit în ultimul an. Ori, mai complex, cumpăr sau vând o acțiune la intersecția mediilor mobile. Apoi, foarte important, să respect strategia pe care am ales-o, chiar dacă toți cei din jur par să acționeze în direcția contrară. Să fiu conștient de și atent la propria lăcomie și panică. Deosebit de important, să-mi setez din start cel mai rău scenariu posibil, adică pierderea maximă pe care sunt dispus să mi-o asum dacă piața evoluează contrar așteptărilor mele și să respect acest prag de ieșire din piață. În multe cazuri se întâmplă că acest nivel să coincide cu punctul de întoarcere a pieței, iar eu să fiu tentat apoi să trag pripit concluzia că aceste stop loss-uri, cum le numim, fac mult mai mult rău decât bine. Dar va veni și momentul în care, dacă aș fi respectat nivelul de siguranță, aș fi evitat o pierdere majoră. Și pentru acest moment trebuie să fiu pregătit în permanență. Apoi nu ar strica să încerc să-mi fixez o țintă, un punct de marcare a profitului, fie ca procent, fie ca nivel relevant pentru piață, la care prețul a mai reacționat în trecut. Iar acolo să-mi iau profitul sau măcar să-mi revizuiesc strategia, dacă e cazul. Ar mai trebui să am grijă să mă feresc să urmăresc non-stop piața și să-mi dezvolt o dependență de cotații. Altfel, voi deveni tot mai sensibil la fluctuații pe termen foarte scurt ale pieței și dispus să-mi sacrific disciplina și strategia stabilită inițial pentru un impuls de moment, care se va dovedi aproape invariabil regretabil. În final, trebuie să încerc pe cât posibil să țin un fel de jurnal de tranzacționare, unde mi-argumentez în scris, cronologic, fiecare poziție pe care o adopt pe piață. Acesta fi nu numai un excelent exercițiu de disciplină, ci și un mod de evaluare a deciziilor pe care le iau ca investitor. Cât de mult a contat rațiunea și cât de mult impulsul în activitatea mea. În general, când punem ceva pe hârtie, tindem să fim mai rațional și mai obiectiv, iar acestea sunt prețioase în trading. Când vorbim însă de aspecte psihologice ale tranzacționării la bursă, nu este neapărat necesar să ne limităm la o listă de interdicții. Există aici și posibilitatea de a identifica momentele oportune de investire pe termen lung la bursă, urmărindu-i atent pe cei din jurul nostru și sondând gradul de optimism sau pesimism al pieței, fie de acțiuni, valutară sau de mărfuri. Cel mai bun lucru pe care un investitor îl poate face înainte să-și pună bani într-un activ este să încerce să evalueze sentimentul pieței respective, adică ce așteptări predomină în rândul celorlalți investitori, pesimiste sau optimiste. Desigur, cu cât devin mai experimentat, cu atât mai rafinată va fi percepția mea în acest sens. Voi identifica apoi în ce măsură balanța este echilibrată sau avem mai degrabă un consens care domină piața de ceva timp. Aici e arta adoptării poziției contrare. Să am, când e cazul, fortitudinea și hotărârea de a lua o decizie împotriva consensului. De exemplu, când văd că pe o piață supracumpărată, unde domină de ceva timp lăcomia și specula și cam toate fondurile sunt deja parcate, să fiu capabil să vând, chiar dacă participanții sunt aproape în unanimitate optimiști. Și invers, când asist la o piață consumată de panică,
care vine foarte important la capătul unui trend persistent de scădere și când participanții sunt aproape fără excepție pesimiști și incapabili să vadă o schimbare de context, atunci eu trebuie să fiu pregătit să-mi înfrunt temerile și să cumpăr. Evident, mai ales în acest caz al extremei de sentiment negativ, când am oportunitatea de a cumpăra la prețuri foarte mici, mă voi asigura neapărat că acțiunile în care investesc sunt ale unei companii care rămâne solidă din punct de vedere financiar și care trece problemele analizei fundamentale. De reținut în abordarea procesului de investire prin prisma poziției contrare, e că opinia majoritară tinde să se coaguleze în timp și că semnalul propriu zis al extremei este dat de consolidarea acesteia până la nivel de regulă sau dogmă. Ceva de genul, nimeni nu poate pierde dacă investește în acțiunea cutare sau niciun investitor nu mai cumpără acțiune XYZ. Pe când această atitudine s-a generalizat deja, putem spune că tendința respectivă este consumată și piața e pregătită teoretic de un nou ciclu, iar primii care vor identifica oportunitatea vor fi investitorii cu experiență, care reușesc să stăpânească emoțiile și se feresc să vadă în consens o regulă la adăpostul căreia să se pună. Atenție așadar la emoțiile proprii, dar și la emoțiile celorlalți când tranzacționăm. Vor face cele mai multe ori diferența între un investitor de succes și unul care pleacă cu mai puțin bani acasă.